Foresta Suceava a câștigat cu scorul de 2 la 1 meciul amical disputat miercuri pe stadionul Arenin în compania celor de la Șomuz Fălticeni. Galben Verzii s-au impus prin golurile marcate de Cimbru în minutul 47 și Smocot în minutul 62. Fălticenenii au redus din diferență prin Asibei în minutul 72. În tribune s-au aflat Adrian Neaga și Sorin Paraschiv. Foștii jucători ai stelei au venit la Suceava însoțiți de doi oameni de afaceri care ar fi interesați să se implice la Foresta. Aceștia s-au întreținut pe durata întâlnirii cu Andrei Ciutac și cu Florin Croitoru, ultima oară la Hușana Huș, care ar fi încărți pentru preluarea postului de antrenor principal al Forestei. Noul sezon al Ligia 3 va debuta pe 25 august.